În România, 9 români din 10 sunt în starea în care mă aflu și eu acum. De ce? Te întreb de ce? Uită-te în jur! Nu, nu m-ai înțeles. Nu te înjur! Uită-te în jur! Uită-te în jur! Uită-te în jur! Uită-te în jur! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Câteodată stau și mă uit în geam la lumea care trece și habar n-am cum reușesc să treacă peste probleme care de prea mult timp le-au înnegrit mințile. Cred că e o stare de uitare pentru toți. Preferă să închidă ochii decât să dea-n hoț. Nu mai știe nimeni ce înseamnă revoluție. Mai nou dacă taci, ci că e evoluție. Dacă nu zici nimic, nimeni nu zice nimic și te lasă să mori fără să lași nimic. La copii, la cei care or să vină, ce le lasă tătii cu durerea de spină? 100 de bari ai câștig pe lună, e bine. Nici caiete la copii n-a pus să iei fine. Da, e bine, cartierul e plin de bănci, ca să nu cumva să cazi pe jos dacă n-ai ce să mănânci. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Schimbarea trebuie să vină, o să vină când să vină. După ce se umple banca de bani și dai faliment, sau după ce deschizi un mare club de agrement, devină e cine vrea să devină baștan. După urma noastră să ne ia și ultimul ban. Și mama a muncit 20 de ani la plan, dar s-a săturat și a pus mâinile pe piept și a plecat. Și nu cred că vrei să pleci atât de repede. Mama ta, tatăl tău, din casa ta, din viața ta, fă ceva, nu mai sta, nu mai dormi ta. Dar mai bine te duci la o pizza în oraș, nu? Cu banii de salariu să-i faci pe toți acum. Trezește-te, mă, și fă ceva în plus. Dacă nu rup ce e sus, o să fie greu jos. Dacă dormi pe tine, n-o să ai bine. Deci e timpul să faci ceva și pentru tine. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Am un prieten care e mecanic, frate, și muncește ca un rob de la 7 la 7. Când vine acasă nu mai face nimic. De ce? Că după asemenea program îi se duc puterile și vrea familie. Vrea și el să fie bine. Nu-i așa că seamănă cu tine, române? Spune, câți dintre voi simt la fel viața? Și la câți dintre voi a murit speranța? Frații voștri care au murit în 89, au murit ca să vă fie bine tot vouă. Dar spune-ne acum unde binele promis. Zici că toți românii fac parte din Matrix. Se vede că dormim cu toții și visăm speranțe, în timp ce alții ne iau banii și ne dau chitanțe. Dacă toate astea le văd eu, le vedeți și voi. De ce mai așteptați acum viața de apoi? România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. România, trezește-te! Sunt atâtea de făcut și te rătăcit. România, trezește-te! Nimeni nu face nimic și am sărăcit. Revin, 9 români din 10 sunt relaxați, pardon, resemnați. A mai rămas un român din 10.